tine. Amin. Dimineață ne-am uitat la acuzațiile care le aduce Dumnezeu împotriva poporului său. Am văzut că după ce Isaia arată felul în care poporul ar trebui să fie, începe și ne arată felul în care poporul era de fapt. Și primii care sunt vizați în această condamnare, în această judecată adusă de Dumnezeu împotriva poporului, am văzut că sunt liderii acestui popor. Am văzut că ei au o responsabilitate deosebită. Iar acum, în capitolul 57, Dumnezeu își întoarce atenția nu doar spre liderii poporului care reprezentau pe acest popor, ci spre întreg popor. Și arată care este starea acestui popor și care este starea sufletească și practicile lor. Și per total vedem că problema cea mai mare cu care se confruntă poporul Israel în acest moment, dar știm de fapt că din nou și din nou se confruntă cu această problemă, este problema idolatriei. În versetul 1 și 2 vedem moartea celor drepți în mijlocul unui popor pierdut. Așa începe pasajul nostru cu acest anunț dramatic. Oamenii drepți și evlavioși în mijlocul acestui popor sunt omorâți. Probabil că unii erau chiar omorâți prin reavoință, prin fapte rele, prin ucidere, prin crimă. Erau oameni așa de răi încât nu suportau pe cei neprihăniți. Alții erau poate luați într-un fel natural, prin cazul natural. Dumnezeu îi lua acasă, hotărea că era momentul ca să ia din mijlocul acestui popor acest popor păcătos. Cel drept piere și oamenii devotați sau oamenii evlavioși sunt luați. Și priviți reacția poporului Israel la aceste evenimente. Să uită în mijlocul lor și văd că asta e realitatea. Oamenii cu adevărat evlavioși sunt luați din mijlocul lor, sunt duși dincolo de această viață. Și reacția poporului este aceasta. Și nimănui nu-i pasă și nimeni nu înțelege. Nu înțeleg ce se petrece și chiar dacă ar înțelege, nu le pasă când văd aceste realități. De ce nu le pasă? Nu le pasă pentru că inima lor este împietrită de păcat. Precum păstorilor, care i-am văzut descriși în această dimineață, precum păstorilor, ei sunt total focalizați pe plăcerile lor păcătoase. Ei n-au ochi, n-au discernământ să privească la evenimentele din jurul lor și să le pese că oameni, mulți probabil, mureau, oameni buni, oameni despre care nu puteai să spui nimic că rău, mureau și erau duși de Domnul în veșnicie. Nu le pasă pentru că ei erau împietriți, erau focalizați pe poftele lor păcătoase. Păi ei îi interesau doar aici și acum, doar să simtă bine, doar să fie în belșug, să bem și să mâncăm. Căci mâine vom muri, era filosofia lor. Și aceasta este și filosofia noastră, da? Avem această filosofie sub care trăim de carpe diem. Trebuie ca să cuprindem ziua, trebuie ca să luăm orice oportunitate, ca să ne simțim bine. Nu contează ce vine mâine. Astăzi contează. Nu poți rata oportunitățile astăzi, oportunitățile de succes, oportunitățile de carieră, oportunitățile de distracție. Consecințele și ce va veni peste un an, peste doi, peste zece, este mai puțin important. Și când pierzi perspectiva veșniciei, tot ce rămâne, într-adevăr, este acum și aici, când nu mai ai o perspectivă a veșniciei. Exact aceasta este problema unora din Corint. Apostolul Pavel scrie exact aceste cuvinte celor din Corint. Să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Unii din Corint au ajuns să nege inclusiv învierea morților. Și din cauza aceasta, pentru că s-au fost convinsă, s-au fost amăgită cu ideea că oricum morții nu învie. Așa că atunci, haideți să bem și să mâncăm, să ne distrăm, pentru că mâine vom muri. Și dacă într-adevăr așa ar fi, dacă la finalul vieții se trage linia, suntem îngropați în pământ și nu mai se întâmplă nimic. Nu mai suntem înviați, nu mai vine o judecată. Atunci de ce n-am face lucrul acesta? De ce n-am bea? De ce n-am fi destrăbălați? De ce n-am ucide? De ce n-am fura? Dacă niciodată nu vei fi tras la răspundere, dacă finalul vieții pe acest pământ este finalul vieții, punct. Dar dacă există o înviere, dar dacă morții vor fi înviați și dacă vor sta înaintea lui Dumnezeu, și știm că nu este un dacă, este o certitudine, atunci nu putem trăi în felul acesta. Și nu putem
gândi în felul acesta. De aceea Pavel spune corintenilor, în același capitol, 1 Corinteni 15, veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu mai păcătuiți. Pentru că amăgirea aceasta, că vine moartea și toate au trecut, este o minciună, este o amăgire. Pentru că știm că Scriptura ne spune că este dat omului să trăiască o singură dată și apoi vine judecata. Dumnezeu va învia pe toți, fie copiii lui, fie copiii firii, copiii mâniei, și va pune înaintea lui, fie pentru răsplată, fie pentru condamnare. Și pentru că poporul Israel nu mai avea această perspectivă a veșniciei, pentru că ei erau focalizați pe lumea aceasta și pe tentațiile și plăcerile ei, nici măcar nu erau mișcați de faptul că oamenii cei mai buni, cei mai de calitate, cei mai evlavioși, oamenii care trăiau vieți frumoase în mijlocul lor, muriau. Poate cu miile. Da? Era un eveniment de amplitudine mare în popor. Și ei nici măcar nu erau afectați de lucrul acesta. Important pentru ei era doar viața lor și doar plăcerea lor și doar preocupările lor. Și experimentăm lucrul acesta într-o oarecare măsură, poate chiar într-o măsură mai amplificată, chiar și în zilele noastre. Nu că mai există în țara noastră mulți oameni buni sau mulți oameni despre care se poate spune că sunt inocenți în poporul nostru, dar dacă ar fi o categorie despre care s-ar putea vorbi despre oameni inocenți sau despre oameni buni, ar fi copiii, nu-i așa? Copiii sunt inocenți. De aceea și Hristos spune, lăsați copilașii să vină la mine. Pentru că a unora ca și ei este împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, suntem așa de împietriți ca și națiune și așa de indiferenți ca și creștini față de faptul că copiii în țara aceasta pierd în fiecare zi. În fiecare zi. Sunt sacrificați pe altarele moderne numite cabinete medicale. În România, la ora actuală, pentru fiecare 1000 de copii născuți, 500 sunt avortați. România și-a avortat în istoria ei mai mulți copii decât sunt oameni în viață, în populația ei. Și nouă nu ne pasă. Ne gândim apoi poate la cazurile care scandalizează România. Ultimul caz care a scandalizat România a fost Caraca. Toți am privit acele imagini și acele poze cu acea fată. Dar cât ține această furie, această mânie în care venim și cerem dreptate și cerem justiție și nu se mai poate? O zi? O săptămână? O schimbare de poze de profil pe Facebook și după aia a dispărut? Peste un an de zile, cine va mai fi înfuriat despre Caracal sau despre orice alt caz scandalos din țara noastră? Și cine va mai plânge pentru miile, ba sutele de mii, milioanele de copii care sunt avortați în această țară? În mare parte, adevărul este, ca și națiune și ca și creștini, nu ne pasă. Pentru că atât timp cât nu mă impactează pe mine și viața mea și plăcerile mele și dorințele mele și familia mea, este irelevant ce se întâmplă în poporul în care eu trăiesc și din care fac parte. De ce nu înțeleg ei ceea ce se petrece? Pe de o parte nu le pasă, chiar dacă ar înțelege. Pe de o parte nu au discernământul să înțeleagă cu adevăr ce se petrece. Și ce anume nu înțeleg ei? Nu înțeleg că aceste realități sunt în primul rând o judecată asupra lor și nu asupra celor loviți cu moarte. Nu înțeleg că cei drepți sunt luați pentru a fi cruțați de nenorocire. Nu sunt nenorociți de moarte. Și că acești oameni care au fost luați de Dumnezeu din viață vor avea parte de pace și de odihnă. Ei priveau la oamenii aceștia care erau luați din viață, oameni care erau oameni buni și drepți și evlavioși, demni de cinste, și care totuși, deși au încercat să trăiască niște vieți frumoase înaintea lui Dumnezeu, au fost răsplătiți cu moarte. Și răspunsul lor, gândirea lor era, ce ghinion. Să te chinui o viață întreagă să fii om bun și drept răsplată să primești moarte. Și nu înțelegeau că cei care erau judecați nu erau cei luați din mijlocul poporului, ci ei care au rămas. Pentru că urmează ca să vină nenorocirea, judecata lui Dumnezeu. Și cei rămași sunt cei care trebuie să o confrunte. Realitatea este că judecata nu era asupra celor
drepți luați din viață, ci asupra lor celor rămași în viață. Pentru că cei drepți nu erau luați ca pedeapsă, ci erau luați să fie scutiți de nenorocirea care urma ca să vină. După ce Isaia face această paranteză în care arată încă o judecată asupra poporului pe de o parte, dar apoi arată că totuși erau oameni drepți în mijlocul poporului, doar că poporul s-a fost degradat într-un așa hal încât Dumnezeu pe acei oameni care cu adevărat îl reprezentau, îi lua din mijlocul lor. În Corint avem o similară situație, doar că acolo textul indică că erau luați și cei care ne cinsteau cina, dar și probabil și alții erau luați. Probabil că Dumnezeu zicea, nu o să mai permit unul dintre copiii mei să rămână într-o asemenea biserică. Apoi din versetul 3, Isaia, Dumnezeu prin Isaia își atrage atenția asupra întregului popor care a rămas. Cât despre voi, spune Dumnezeu, veniți încoace. Despre cine vorbește aici? Vorbește despre poporul răzvrătit, exceptând pe cei drepți care Dumnezeu spune că îi ia acasă. Și uitați cum identifică Dumnezeu pe acești oameni care fac parte din poporul Israel. Le spune fii de vrăjitoare, odrazle din bărbat adulter și femeie prostituată, copii ai nelegiuirii, odrasle ale minciunii. Idolii din pietrele netede ale văii sunt moștenirea ta. Cine este moștenirea sau ce este moștenirea copiilor lui Dumnezeu? El este moștenirea. El spune acestor oameni, voi nu sunteți copiii mei. Vi se spune copiii mei, vi se spune poporul meu, dar voi nu sunteți copiii mei. Voi sunteți copiii idolilor, copiii satanei. Ce s-a întâmplat cu acest popor, cu Israel, cu poporul lui Dumnezeu, încât Dumnezeu să vorbească în așa fel despre el? Primul lucru care am văzut că s-a întâmplat este că inima lor a devenit împietrită față de Dumnezeu datorită păcatului. Apoi vedem că comportamentul lor sfidător în necredință este o insultă la adresa lui Dumnezeu prin idolatria constantă care este prezentă în mijlocul poporului. Versetul 4. De cine credeți că vă bateți joc și împotriva cui credeți că rânjiți și scoateți limba, spune Dumnezeu. V-ați confruntat vreodată cu un copil care v-a sfidat? Ați stat de vorbă poate cu un copil, poate nu copilul dumneavoastră, că ai voștri sunt cuminți. Poate ai cuiva, da? Și ai spus copilului, uite, Georgică, te rog eu frumos, ridică haina aia de pe jos care ai țipat-o pe jos. Dar de ce? Uite, Georgică, ar trebui ridicată haina ca să nu se murdărească și pune acolo frumos în cuier. Uite, te rog eu frumos, fă asta. Și reacția lui Georgică e... Cam asta explică Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune, am cerut poporului meu niște lucruri, i-am explicat poporului meu niște lucruri și poporul meu își scoate limba și își bate joc de mine. Acesta este comportamentul poporului Israel față de Tatăl Ceresc. Ca unui copil răzvrătit care scoate limba la părintele lui și își bate joc de părintele lui. Acum, dacă ați crescut într-o familie de români, în România, știți ce l-a așteptat pe Georgică când a văzut mama și tata că a scos limba la ei sau la musafir? Ca atare, știți ce așteaptă pe poporul Israel când scoate limba față de Tatăl Ceresc, da? La Dumnezeu nu merge cu regulile astea cu anti-abuz și așa. El când e toiagul și dă cu el, spulberă tot. Și are tot dreptul să o facă. Dumnezeu este nervos, grav alte cuvinte mai bune, furios pe ei, pentru că oamenii aceștia îl sfidează. Sunt ca și un copil sfidător. Versetul 5 ne arată adâncimea depravării în care au plonjat. Să nu credem cumva că era doar ceva așa uzual. Au călcat și ei un pic pe bec. Poate, nu știu, au mers și au vizitat și ei un templu de idol. Erau curioși. S-au dus ca și turiștii să vadă ce e acolo. Nu. Versetul 5 ne arată cât de deplorabili au ajuns acești oameni. Poporul acesta, care Scriptura ne spune că au primit din gura lui Dumnezeu, cu tunete și fulgere, porunca aceasta, să nu ucizi. Exod 20:31, la muntele Sinai. Dumnezeu, prin glas viu, cu manifestarea puterii sale înaintea poporului, a transmis lui Moise și apoi poporului această poruncă, cât se poate declara, să nu ucizi. Și acest popor,
care a primit această poruncă din partea lui Dumnezeu, ne spune versetul 5, că ajunge să-ți sacrifice copiii. Să-și ducă copiii la temple de idoli și să-i omoare în cinstea idolului. Versetul 5. Care vă aprindeți de poftă printre stejari și sub orice copac verde, asta este o aluzie, la idol. Dar de ce? Pentru că idolii sunt făcuți din ce? Din lemn, din piatră, da? Sub orice copac, voi intrați în extaz. De parcă ce ar fi copacul. Și vă puneți acolo lângă copac și vă închinați. Mergeți la templul lor și înaintea copacului, ce faceți? Vă sacrificați copiii în văi printre stânci. Un episod similar avem în Osea, capitolul 4. Dumnezeu se judecă din nou cu poporul său și printre multe acuzații spune în felul următor la versetul 12, Osea 4 cu 12. Poporul meu își întreabă lemnului și toiagului îi prorocește. Poporul acesta realmente iar ajunge într-o stare în care stă în fața unui idol cioplit și așteaptă să primească instrucțiuni de la idol. Poporul care a auzit poruncile lui Dumnezeu date poporului. Căci Duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, artămâie pe dealuri, sub stejar plopi, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Poporul Israel este într-o degradare așa de mare, așa de puternică, încât ajung să-și sacrifice copiii la idoli și ajung să-și prostitueze fetele în rituale păgâne. Își duceau fetele la rituale păgâne și le puneau să întrețină relații în onoarea idolilor. Dar pretind în continuare că ei sunt poporul lui Dumnezeu și vor în continuare să poarte numele lui Dumnezeu. Iar Tatăl Ceresc, Dumnezeu, se uită la ei și zice, ia venit voi încoace. Nu mai se poate. A mers prea departe. Obrăznicia este prea mult. Sfidarea este prea puternică. Dumnezeu spune în versetul 6 că moștenirea lor, moștenirea unor asemeni oameni, sunt idolii. Idolii din pietrele netede ale văii sunt moștenirea ta. Ei, dar ei sunt soarta ta. Pentru că, de ce? Și explică. Pentru că lor le torni jertfe de băutură și le aduci daruri de mâncare. Inima lor nu mai era îndreptată spre Dumnezeu, ei nu mai cinsteau pe Dumnezeu, ei nu mai trăiau pentru Dumnezeu, erau dispuși să ucidă chiar pe copiii lor pentru acești idoli, pentru aceste bucate de lemn și de piatră. Lecția este simplă. Acolo unde îți aduci aprecierea și prețuirea, acolo ți este partea ta. Dacă vii și prin viața ta și prin jertfa ta îl cinstești pe Dumnezeu, înseamnă că El este partea ta, El este moștenirea ta, El este soarta ta. Dar dacă sacrifici, dacă prețuiești mai mult, dacă jertfești pentru lumea aceasta, pentru idolii lumii acestea, atunci aceea este soarta ta, aceea este moștenirea ta. Dumnezeu nu va tolera un asemenea comportament. O asemenea insultă la adresa lui. Nu din partea poporului Israel și nu din partea noastră a bisericii sale. Prima poruncă care Dumnezeu o dă poporului este aceasta. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Exod 20 cu versetul 3. Relația care Dumnezeu o pretinde între el și poporul său este una singulară, exclusivă. Dumnezeu nu este dispus să fie unul din mai mulți Dumnezei. El trebuie să fie singurul Dumnezeu. El trebuie să fie focusul singular al vieții noastre. Dumnezeu, ne spune Scriptura, este un Dumnezeu gelos. El nu își împarte poporul cu nimeni. El nu acceptă o relație de concubinaj. El vrea ca soția lui, biserica sa, să fie deplin fidelă. Și în versetul 6, Dumnezeu întreabă retoric, să fiu eu oare îndurător la vederea acestor fapte? Întreabă-te tu cum ar fi normal să reacționeze un soț care vine acasă și îți găsește soția într-un asemenea act. Întreabă-te tu cum ai reacționat dacă soția ta în fața ochilor tăi ți-ar spune că intenționează să facă asta. Nici măcar n-ar ascunde lucrul acesta. Dacă ar veni și ar spune, dragă, uite care e ideea. Eu vreau să am o relație în continuare cu tine, dar am îndrăgostit de cineva la servici.
Cum ar fi dacă jumătate din timp petrec cu nea ăsta și jumătate din timp petrec cu tine? Cum ai reacționat tu? Ar trebui tu să tolerezi așa ceva din partea soției tale? Răspunsul firesc este nu. Relația aceasta în care Dumnezeu ne-a pus de căsătorie este una exclusivă între soț și soție. Și este normal ca răspunsul să fie nu. Ori cu mine, ori cu el. Și Dumnezeu vine și întreabă același lucru. Ar trebui eu să tolerez de la poporul meu un asemenea comportament? O asemenea lipsă de respect și de dragoste? Versetul 7 la 11 ne arată cât de perversă și cât de pătrunzătoare era idolatria poporului. Ți-ai așezat patul pe un munte înalt și semeț. Și acolo te-ai urcat ca să aduci jertfă. Trei aspecte importante din această metaforă. Primul lucru care ne se spune este că și-au așezat patul. Și ne întrebăm ce are patul cu idolatria. Patul este pentru dormit. Dar noi căsătoriți știm că mai este și pentru altceva. Și în metafora aceasta, patul este reprezentativ pentru relația intimă între un soț și soție. Unde este pus acest pat? Pe un munte înalt și semeț. Și pare de un loc foarte ciudat. Să-ți iei patul și să-l pui pe vârf de munte. Patul se pune unde? În dormitor, într-un loc intim, într-un loc unde numai cei doi au acces. E cum ar fi să-ți iei tu patul cu soția și dacă îl punem pe platou. De ce? Care este ideea aici în această metaforă? Au vrut să păcătuiască și n-au vrut doar să facă în intimitate, au vrut să facă în văzul tuturor. Au vrut ca Dumnezeu să fie umilit, ca toată lumea să privească cum ei își bat joc de soțul lor. Și acolo, spune Isaia, te-ai urcat ca să aduci jertfă. Jertfa despre care se vorbește aici este jertfa adusă la idol. N-a fost suficient pentru oamenii aceștia că au curvit împotriva lui Dumnezeu în inima lor. N-au fost suficient că ai făcut-o în locurile ascunse, cum de obicei se fac aventurile, nu? Lumea se ascunde de obicei, de rușine. Nu. Ei au vrut să-și bată joc și să o facă pe vârful munților, încât toată lumea să depună mărturie la curvia lor. Uitând de mine, spune Dumnezeu prin Isaia, ți-ai dezvelit patul, te-ai suit în el și l-ai făcut primitor. Ai făcut o înțelegere cu ei, le-ai iubit patul și le-ai privit goliciunea. Poporul este arătat ca o femeie stricată care își deschide patul la bărbat străin, care este libertină, care a uitat de soțul ei. Nu că nu mai știe că există, dar nu-i mai pasă. Ei nu-i pasă dacă e prinsă, ei nu-i pasă dacă soțul vede acest comportament, ea vrea să-și trăiască viața. Mai mult decât atât, ea caută pe acești bărbați și caută să îi seducă, să-și seducă iubitul, să-și seducă idolul. Te-ai dus la Molech cu un de lemn, ți-ai înmulțit parfumurile. Ce înseamnă asta? Privește femeia la hainele ei, la parfumurile ei și spune, dacă vreau să atrag niște bărbați picanți, am nevoie de mai multe parfumuri. Trebuie să fiu seducătoare. Care e metaforă foarte simplu. Poporul Israel spune, ce trebuie să fac ca să fiu atractivă idolilor? Ca să fiu plăcută înaintea lui Molech? Ce cere el? Asta vreau să-i dau. Și exact asta face acest popor. Ți-ai trimis ambasadorii până departe. I-ai trimis chiar până în locuința morților. Cine sunt acești ambasadori care au fost trimiși de poporul Israel, de această femeie stricată, până în locuința morților? Știți cine sunt? Sunt copiii. Sunt copiii sacrificați de ei. Ei sunt trimiți ambasadori în locuința morților, în cinstea lui Molech. Ideea era, îți duci copilul la templu, îl omori acolo în cinstea lui Molech, și a ideea că copilul acela va fi plăcut acestui zeu, acestui Dumnezeu străin. Acesta este ambasadorul. Își sacrificau copiii ca să fie plăcuți înaintea idolilor. Și obieții de ei, copii. Întotdeauna când noi ne depărtăm de Dumnezeu, copiii sunt victimele colaterale. Sacrificați pentru îndeplinirea plăcerilor noastre. Pentru îndeplinirea păcatelor noastre. O, veți spune, frate, noi n-am sacrificat vreodată vreun copil și mai ales nu l-am sacrificat lui Molech. Da, așa este.
Dar oare nu-i sacrificăm noi de multe ori pe alte altare? Nu-i sacrificăm pe altarul succesului? Nu-i sacrificăm pe copiii noștri pe altarul câștigului? Nu-i sacrificăm pe altarul sportului? Pe altarul talentului? Și am putea enumera o sumedenie de altare? De fiecare dată, de exemplu, când îți scoți copilul din închinarea bisericii pentru că el trebuie să învețe, pentru că el trebuie să meargă la un meci, pentru că el trebuie să facă aia, trebuie să facă aia, trebuie să facă aia, l-ai pus pe altarul acelui lucru și ai spus, pentru copilul meu și pentru mine ce contează, nu este să fie în prezența lui Dumnezeu, nu este să-L cunoască pe Dumnezeu, este să fie sportiv de excelență, student de nota 10, un om de succes, un om plin de bani, un afacerist bun și așa mai departe. O, de câte ori noi ne sacrificăm noi copiii pe altare de idoli. Vedem că idolatria cuprinde toate aspectele vieții acestui popor. De la închinarea publică, dar și la locurile private din casele lor. Toată viața lor este răscolită, este transformată din pricina idolatriei. Versetul 8 ne spune: în spatele ușii și al tocului ei ți-a așezat simbolul păgân. Și ne întrebăm, de ce îl interesează pe Dumnezeu ce aveau oamenii aceștia pe tocul ușii? Nu vi se pare un detaliu? Dumnezeu intră în casa lor și se întreabă, ce ai agățat tu de tocul ușii? Ce trebuia să fie prezent pe tocul ușilor din casele lor? Ne amintim de Deuteronom, capitolul 6, unde se spune în felul următor: iată poruncile, legile și rânduierile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Până acolo s-a infiltrat idolatria, încât oamenii aceștia au mers acasă și în loc de cele 10 porunci care erau scrise undeva pe tocul ușii, au pus simboluri păgâne. O, frate, noi n-am face așa ceva niciodată. Corect, nici măcar nu avem vreun simbol sau text religios la noi în casă, poate. Dacă ar intra cineva în casa noastră, bă, nici nu s-ar da seama că e o casă de creștini. Sau pretindeți că își va da seama după cât de curată este, nu? În schimb, am adus tot felul de alte obiecte în casele noastre, nu-i așa? Nu zic că ele au puteri, că astea sunt prostii, da? Dar simbolistica este puternică. Obiectele din casa noastră spun ceva. Câte cărți creștine sunt în casa ta? Păi am Biblia și Biblia. Câte cărți de alte feluri ai în casa ta? Păi am multe, frate. Am trilogia nu știu care, am aia cu Stăpânul Inelor, aia nici nu e rea, e destul de bună. Dar am aia alaltă, am aia alaltă. Valorile noastre schimbă casele noastre. La fel cum acestor oameni, valorile lor păgâne au schimbat casele lor. Ușierii, da, tocul care înainte reprezenta legea lui Dumnezeu, acum reprezintă pe idoli. Au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu simbolurile păgâne. Versetul 10 și 11 sunt cele mai triste din aceste versete tragice. Versetul 10 ne arată robia idolatriei. Ai obosit de atâtea hoinăreli, spune Isaia. E muncă grea păcatul. Te obosește, te consumă, te termină. Ceea ce ai crezut că o să aducă fericire și împlinire și relaxare după un timp, realizezi că este un stăpân foarte drastic și foarte rău. Și ai obosit de nu mai știi ce să faci. Nu mai ai vlagă, nu mai ai energie. Și totuși, nu renunți. Nu poți renunța. Uitați ce spune. Deși ai obosit, nu zic renunț. Nu te dai bătut. Continui în idolatrie, continui în păcat, continui în răzvrătire. Și versetul 11 ne arată de ce nu este posibil așa de ușor să te lași de această răzvrătire. De cine te-ai înspăimântat și te-ai temut atât încât să minți și să nu-ți mai amintești de mine? Și nici măcar să nu te mai gândești la mine. Pentru că multă vreme am tăcut, de aceea nu te temi de mine? Cu cât ești atras și te lași prins mai mult în idolii acestei lumi, cu cât Dumnezeu devine pentru tine o memorie distantă. Și la un moment dat nici nu mai amintești de El. Te vezi obosit, te vezi dărâmat, nu-ți place viața ta, nu-ți place cum merg lucrurile, nu mai poți suporta,
Dar nu poți să renunți la ele pentru că nu știi încotro să te întorci. Nici măcar nu-ți mai amintești de Dumnezeu. Deși te afli sub osânda păcatului și a idolatriei, deși vezi că toată vlaga ți-a fost furată, simți că nu mai există pentru tine vreo scăpare. Tocmai de aceea li se poruncește poporului ca să păstreze cu toată exigența în mintea lor, în inima lor și în viața lor amintirea cuvântului Dumnezeu, adică a legii. În Deuteronom 6 li se explică de ce trebuie să facă lucrul acesta. De ce trebuie să le poruncească copiilor când se trezesc, când se culcă, când ies din casă. De ce trebuie să fie scris pe ușa lor. Versetul 12 ne spune să nu uitați pe Domnul Dumnezeul vostru. Tendința noastră, prin mersul vieții acesteia, este să ne depărtăm de Dumnezeu și să uităm poruncile Lui. De aceea avem nevoie ca în mod constant să ne amintim dimineața când ne trezim, seara când ne culcăm. Miercurea la studiu, duminică dimineață, duminică seara. Da? De aceea eu, și câteodată văd că vă uitați la mine și sunteți iritați, de ce sunt eu iritat? Că lumea lipsește la biserică. Dar ce trebuie acum atât de strofoci? A mai lipsit omul de la biserică. Pentru că eu știu ce înseamnă. Eu știu că este un pas înapoi de la Dumnezeu. Eu știu că este un pas înapoi de la amintirea cuvântului Dumnezeu. Eu știu că poate omul acela nu se va mai confrunta cu cuvântul lui Dumnezeu decât în acea miercure. Și dacă lipsește acea miercure și după aia următoarea duminică și după aia următoarea miercure, s-ar putea ca Dumnezeu să devină o amintire distantă. Și acolo, în bătălia cu păcatul, el să zică, cine mă mai poate scăpa? Și să uite că avem un Dumnezeu măreț. Că avem un Dumnezeu care a biruit păcatul. Deci când văd că oamenii nu sunt la biserică, devin înfuriat la propriu. Pentru că Dumnezeu ne-a poruncit ca cuvântul său să facă parte din fiecare clipă din viața noastră, ca nu cumva să-L uităm pe Domnul Dumnezeul nostru. Versetul 12 și 13 ne arată soarta celor care, deși se numesc poporul său, trăiesc în idolatrie și neascultare. Voi face cunoscute însă dreptatea ta și faptele tale, dar ele nu-ți vor fi de folos. Când vei striga după ajutor să te scape mulțimea ta de idoli, pe toți îi va risipi însă vântul și o simplă suflare îi va spulbera. Isaia ne arată că Dumnezeu va judeca pe acești oameni. Îi va chema înaintea Lui la judecată. Ne arată că dreptatea lor și faptele lor vor fi arătate. Și în momentul acela când Dumnezeu va lua viața ta, pretențiile tale că ești un om bun și le va pune în fața sfințenii sale, se va dovedi că nu ești un om bun. Se va dovedi că toate pretențiile tale de autojustificare sunt spulberate. Și că ceea ce tu meriți este să fii distrus. Iar în acea zi, spune Dumnezeu, în acea zi de judecată când vei sta în fața dreptii lui judecăți, dacă nu te-ai încrezut în El, să strigi după ajutor la mulțimea de idol în care te-ai încrezut. Să-i chem pe ei în apărarea ta. Dar cum te va scăpa pe tine idolul tău de judecata finală? Cum te va scăpa pe tine lucrul acela pentru care l-ai vândut tu pe Dumnezeu? Cu ce te vor ajuta banii tăi în acea zi? Cu ce te va ajuta popularitatea ta, faima ta, plăcerile în care te-ai petrecut, puterea care ai acaparat-o? De ce ajutor vor fi aceste lucruri pentru care l-ai vândut pe Dumnezeu când vei sta înaintea judecătorului sfânt? Înseamnă atunci că nu mai există vreo speranță pentru poporul Israel? Că nu mai există vreo speranță pentru noi, cei care am rătăcit, poate? Uitați ce zice Dumnezeu în versetul 13, ultima parte. Dar cel ce caută refugiu în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Ce înseamnă să cauți refugiu în Dumnezeu? Înseamnă să te lepezi de idolii acestei lumi, să te pocăiești de păcatul în care ai umblat și care ai trăit și să-ți pui deplina credință în El
și să cauți toată împlinirea în El, să aduci toată mulțumirea doar Lui, să aduci toată viața ta ca și o jertfă doar Lui. Ce înseamnă că aceste persoane care îl caută pe El ca și refugiu vor moșteni țara și vor stăpâni muntele Lui cel Sfânt? Evident că în contextul iudaic, în contextul imediat, prima aplicație este una pământească. Țara reprezintă moștenirea din partea lui Dumnezeu pentru ei pe acel pământ. Reprezintă viața în siguranță pentru un popor care tot timpul era în nesiguranță. Muntele meu cel Sfânt este locul unde se află templul lui Dumnezeu. Adică oamenii aceștia sunt promiși o viață sigură în prezența lui Dumnezeu. Dar oare doar pe acest pământ? Rețineți cum a început pasajul nostru, în contrast cu robia și cu oboseala și cu nenorocirea celor ce umblă după idoli, ni se spune la începutul pasajului nostru că cei drepți și cei devotați lui Dumnezeu așteaptă altceva. Nu judecată și nu nenorocire, ni se spune că cei ce umblă drept vor avea parte de pace și de odihnă. Promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru cei care cheamă să se încreadă doar în El, nu sunt doar la pace și liniște pe acest pământ. Deci într-o oarecare măsură o primim și pe acest pământ. Pentru că atunci când avem promisiunea veșniciei, chiar dacă viața este dureroasă, noi avem o pace care întrece orice pricepere. Promisiunea lui Dumnezeu de pace și odihnă este una veșnică. De a fi în țara Lui, în prezența Lui, în templul Lui cel Sfânt, pentru veșnicie. De aceea, dacă în această seară am realizat poate că încă în viața noastră mai sunt anumite aspecte de idolatrie, anumite inclinații ale inimii noastre, anumite dorințe păcătoase, dacă realizăm că ne regăsim și noi într-o oarecare măsură în acest popor răzvrătit, este momentul să ne lepădăm de tot ceea ce înseamnă răzvrătirea și idolatria și să ne punem toată nădejdea și toată încrederea și să căutăm refugiu doar în Dumnezeu. Amin.